În urmă cu o săptămână, în județul Argeș erau afectate de secetă aproximativ 10.000 de hectare de porumb și de floarea soarelui. Acum, numărul acestora s-a triplat. Fermierii ale căror culturi au fost distruse de secetă vor primi compensații, astfel că pentru IMM-urile a căror producție a fost afectată cu cel puțin 30%, se va acorda 80% din pierderea înregistrată în acel an, iar cei care nu se încadrează în această categorie vor primi 7.500 de euro per beneficiar. Chiar și în condițiile în care fermierii vor primi sprijin financiar, aceștia susțin că se vor gândi de două ori înainte să investească în agricultură. Dar să merită? Păi nu se merită, dar ce să facem? Stăm degeaba. O veste bună pentru fermieri este că APIA va plăti în avans acestora circa 55 de euro per hectar, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din sprijinul european pentru care există deja acceptul Comisiei Europene. Sprijinul va fi acordat începând cu data de 16 octombrie. Ce aveți plantat pe terenuri? Am avut grâu și acum avem porumbi și lucernă. Și cum? Pe lângă măsurile pe termen scurt, vor fi luate și măsuri pe termen lung. Una dintre acestea va fi pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2014 și privește sectorul de irigații. Demersurile referitoare la investițiile atât în sistemele de irigații cât și în asigurarea sursei de apă s-au făcut deja către Comisia Europeană privind alocarea unei sume importante.